Ne rămâne ceva în urma mea. Înțelegi? N-am făcut umbră degeaba. Plus că eu am avut un scop pentru care am făcut toate chestiile astea, să descopăr ceva, să... Acum că am reușit sau nu, nu mai contează. Gestul a contat. Că unii, cine dracu vine să-și cheltuie banii și să se plimbe așa, cum mă plimb eu de nebun. Dar eu o fac pentru cercetare. Ideea e că acum eu sunt în recunoaștere, ca să spun sincer, să mă familiarizez cu zona, că e multă arie, așa, și mai cercetez, dar pe urmă eu o iau până eliminare, ușor, ușor, că mie rămâne în cap, acolo am fost, acolo am fost, și mă uit și caut în alte zone, când mai caut, dacă mai revin, știi? Bine, cu siguranță o să mai revin. Vreau să iau și bicicleta cu mine. Uite, pe aici mi-ar fi plăcut cu bicicleta. Era frumos rău cu bicicleta de plimba pe aici, da? Da, nu e nimeni pe aici, frate. E singur. Asta e frumos. Asta îmi place. Adică chiar... Chiar a fost frumos. Mi-a plăcut. Adică nu se compară cu Valea Prahovei. Nu ai cum să compari, înțelegi? E și mai la distanță. Și mai am, mai vreau să mă duc în munții Rodnei. Vreau să fac mai multe chestii eu anul ăsta, știi? Am mult. Dar mi-ar fi plăcut să am bani mai mulți ca să pot să... Că vezi? A? Ce? Habar n-am, nu știu, că nu m-am uitat. Cred că, nu știu, Mehedinț, dracu știe. Nu știu, că nu m-am uitat. Eu de obicei mă interesez înainte să plec, știi? Încotro o iau, cum fac, cum dreg, cum... Nu prea... Nu mă încarc așa, știi? Păi, și eu am auzit, da? Sunt mulți, mă, mulți, multe lucruri de văzut. N-apucăm noi să trăim suficient cât să vedem prea multe, știi? Păi aia zic. Trebuie să mergi la muncă, trebuie să stai cu familia, trebuie să... Și eu pe astea pe aici le fac tot în fugă, așa, ca să zic, eu vreau să fac și pe aia, vreau să văd și aia, vreau să văd și aia. Mi-a mai pus în cap niște zone de-astea care aș vrea să verific niște chestii. Eu, spre exemplu, vreau să descoper unde e aia, Galeria 13, că acolo au descoperit ăștia scheletul ăla, știi? Dar dai seama că nu cred că poți să intri, că n-ai tu cum să intri. S-a descoperit cu mult timp în urmă, poate s-au adus modificări, că să aduc modificări, că jmecherii modifică, nu lasă ei așa. Păi da. Ideea e că s-au ascuns multe, tot ce s-a descoperit s-a sigilat. Mai peste tot, s-a turnat betoane în față, s-au făcut niște chestii, știi? Să nu mai știe lumea. Și să dă uitării, trece timpul și să uită, să știi, dacă nu mai lasă cineva o dovadă, o discuție, un clip, o poză, o ceva, la revedere, nu mai știe nimeni că ar fi existat vreodată. Cum e și tunelul ăla, izvor din Sinaia, știi, ușor, ușor, în fața lui s-a construit o față de aia de clădire. Trebuie să intri prin aia ca să intri în tunel. L-a luat în proprietate privată, aia, fabrica aia de mezeluri, Cristim, știi? Da, și ușor, ușor lumea uită de toate, uită că a existat, uită exact asta să și vrea, mă, să dea uitării tot. M-ai înțeles? Am văzut eu ce să vrea pe aici. Tot ce e de importanță mare așa, trebuie fraierii să uite, să uite că a existat, că există, că nu, ei vor să nu mai știe nimic. Ia uite cum curci anurile aici. S-a făcut râu direct în lacul ăsta. Un râuleț de ăsta, știi? Mamă, cât noroi are asta pe ea, mâncați-și gura ta. Unde urc eu cu asta mașină?
O să trească să o șterg cu șervețele, cu ceva, că e belită treaba cu asta. Și chestia e, vezi tu că mult faci pe drum, bă, frate, dus întors. Că din timpul ăsta tu trebuie să dormi, trebuie să mănânci, trebuie să te speli, îl faci pe drum că vii până aici și activitatea ta aici pe zonă e câteva ore, știi? Și ce să descoperi tu în câteva ore? Că tu trebuie să stai mult pe zonă, să umbli pe aici, ca să descoperi ceva, să dibuiești ceva. Înțelegi? De asta mai vreau liber, în continuare. Dacă tot am bătut drumul și tot sunt aici, aș mai fi putut să mai rămân, dar... Păi am pe întâi, ți-am zis, de muncă și pe urmă sunt liber iar. Acum 3 zile și eu am plecat, am venit ieri aici. Ieri m-am dat un pic seara cu trotineta pe cheile Ordâncușii, două ture, și deja s-a făcut noapte, că am ajuns târziu. Că eu n-am mai plecat seara, că eram terminat, a trebuit să dorm. Că trebuie să te gândești și când vii încoace, cu ce vii, bă, ce mi-au la mine, stai, mi-au trotineta, am trebuit încărcător, îmi trebuie aia, trebuie aia, știi? A, uite, aici are lacul culoarea maro, nu mai e albastru, ca cum era în Grecia. A, uite cum e, a, uite și tur la biserici. Uite, uite aici, da, da, da. Uite, strâng poză cu ea, bine că trebuie să... Să vină netul. Să vezi ce, câte culori poate să aibă lacul ăsta. Ia să înțelegi și tu. Da, hai că ți închid un pic să vezi aia. Poate să trimite și te sun într-un minut, că vreau să fac un clip scurt. Mă aflu din nou în satul Geamăna și aici în față avem turla bisericii scufundate în acest lac de cianuri. Se pare că au trecut doar 2 săptămâni de la ultima vizită. Deja aici avem altă culoare la acest lac. Acum este maroniu. Și uitați aici turla. Cât se mai vede din ea. Cât de curând va fi înghițită și asta cu totul. Satul Geamăna. Munții Apuseni.